Stimați colegi, bună ziua! În conformitate cu prevederile articolului 39, alinia 4 și articolul 117, litera F, din Legea Administrației Publice Locale, cu numărul 215 din 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare și dispoziția numărul 707 din 22.11.2017 a primarului orașului Dărmănești de Subacău, vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Dărmănești, care are astăzi loc, începând cu această oră. O să cer permisiunea dumneavoastră să nu mai dau citire, pentru că aveți la mapă și nu mai dăm citire. Trecem direct la primul punct. Aprobarea procesului verbal și al ședinței ei ordinare din data de 20.10.2017. Dacă cineva are de comentat, vă rog din suflet. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 15 voturi pentru, domnul Tiurcică lipsește, domnul Diaconescu. Așa. Da. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind luarea de act a demisiei domnului Diaconescu Marius din funcția de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Dărmănești de Tulbacău. Am să spun eu câteva cuvinte. Domnul Diaconescu Marius a transmis către doamna secretar demisia din motive personale. Practic, astăzi se vacantează postul, urmând ca într-o ședință viitoare să fie validat următorul consilier de pe lista Partidului Național Liberal. Totuși, trebuia să ne prezinte puțin, că a scris în demisia aia că nu s-a înțeles cu Consiliul Local. Nu ne-am venit ca la nivelul ceva. Demisia este un act pe care și-l asumat și nu îl comentăm. Deci e un act pe care noi nu îl comentăm. Luăm act noi de demisie și așa. Postul va avea numai pe NL-ul de la PSD. Da, supunem la vot. Cine este pentru? Vă rog, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc! Abțineți, abține domnul consilier Despa. 14 voturi pentru și o abținere. Domnul Despa se abține. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pentru anul 2017. Mai prezint doamna contabilă. Deci avem o creștere la partea de venituri cu 380,60.000 lei. Astfel, veniturile cresc de la 20.130,40.000 lei la 20.513.000 lei. Din suma totală avem 139.000 lei din sume de calcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor cu salariile din învățământ. Și diferența de 241,60 sunt imposte și taxe locale, astfel, venituri din amenzi, 87.000 de lei. Impozit de rent persoane juridice, 61,60.000 lei. Impozit mijloace de transport persoane fizice, 32.000 de lei. Venituri din concesiune, 52.000 de lei. Alte impozite și taxe locale, 9.000 de lei. La partea de cheltuială avem, la fel, cheltuiența este tot de 380,60.000 lei, astfel cheltuielile cresc de la 21.813,20 la 22.193,80. Departizarea sumelor este în felul următor. La capitolul 5402, alte servicii publice generale, plus 16,50.000 lei, pe titlul 10, cheltuieli de personal. Capitolul 5602, transferul cu caracter general între diferite nivele ale administrației publice, plus 50.000 de lei. Capitolul 6102, ordine publică și siguranță națională, plus 15.000 de lei. Capitolul 6502, învățământ, plus 185.000 de lei. Capitolul 6702, cultură și religie, plus 102.000 lei, din care 2.000 cheltuieli de personal, 80.000 bunuri și servicii, 20.000 alte cheltuieli.
La capitolul 6802, asistență și asigurări și asistență socială, avem economii de 57,50 mii lei. Astfel, la cheltuieli de personal, 53.000 economii și titlul nou, asistență socială, 4,5 mii lei. La capitolul 7002, repartizăm suma de 69,60 mii lei, astfel, 49,60 mii lei la titlul bunuri și servicii, 20.000 de lei, cheltuieli de capital. La cheltuieli de capital am modificat lista de investiții pentru obiectivul amenajare peisagistică liceul tehnologic, 20.000 de lei. Deci astea sunt toate influențele. Suma de 80.000 de lei de la cheltuieli materiale de la capitolul 6702 va fi folosită pentru următoarele. 30.000 de lei pentru dulciuri pentru copii, 50.000 de lei pentru datum și obiceiuri, organizare târg de Crăciun, organizare concert de Crăciun. Altă chestie la rectificare. Dacă sunt întrebări, vă rog. Atunci punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 15 voturi pentru. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind acordarea drepturilor urbanești pentru lunile octombrie 2017, aferind personalului didactic care conduce cheltuieli de deplasare. Domnul primar? Da. Așa cum bine știți, în fiecare lună Consiliul Local aprobă drepturile urbanești pentru personalul didactic care de pe raza orașului Brănești, care vine din alte localități, care face rețeta și astăzi avem pe ordinea de zi solicitări din partea celor patru școli de pe raza orașului. Suntem la zi cu aceste plăți. Practic, astăzi achităm luna noiembrie, achităm drepturile aferente lunii octombrie. Dacă aveți întrebări, vă rog. Da, întrebări, vă rog. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Mulțumesc. 15 voturi pentru. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind redistribuirea sumelor din bugetul local între unitățile de învățământ cu personalitate juridică din orașul Dărmănești pe anul 2017. Da, am să fac câteva precizări. Sigur că analizând adresele transmise de către Liceul Tehnologic Dărmănești, Școala Gimnazială numărul 2, Școala Clocul Dărmănești și Școala Gimnazială numărul 3, am propus pe analiză redistribuirea sumei de 103.000 de lei între unitățile de învățământ, în așa fel încât să putem asigura necesarul financiar pentru Liceul Tehnologic între unitățile de învățământ, pe care echilibrare între ele. Dacă sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Doamna, deci împotrivă? Nimeni. Abțineri? O rămas o mână cu te am revenit. Așa, mulțumesc. 15 voturi pentru. Trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 450% a impozitului pe teren pentru terenurile în suprafață de 2150,03 metri pătrați, respectiv 3284,48 metri pătrați, parcuri situate în strada Chimiei, orașul Dărmănești, județ Bacău, ca urmare a constatării stării tehnice de terenuri neîngrijite. Poftim, domnul primar. Da, am să fac câteva precizări. În 31 octombrie 2016, Consiliul Local a aprobat o hotărâre de Consiliu și mă refer la hotărârea numărul 108, care reglementează situația impozitelor vis-a-vis de clădirile și terenurile neîngrijite de terază orașului Dărmănești. Noi atunci am aprobat, sau mai bine zis, Consiliul Local a aprobat și un regulament. Și în urma analizei din cursul anului 2017, vis-a-vis de acele terenuri pe care noi le-am identificat și construcții ca fiind, să zic, cu un grad destul de avansat de deteriorare sau terenuri neîngrijite, am
ne-am adresat și proprietarului celor două terenuri pe care doamna președintă le-a amintit aici, în cursul anului 2017. Din păcate, nu s-a întâmplat nimic cu acele terenuri, în sensul de a îmbunătăți starea lor de degradare. A fost întocmită nota de constatare 17.723 în 20 noiembrie 2017, în care Comisia din cadrul primăriei, care urmărește modul de aplicare a acelei hotărâri pe Consiliul Local, a propus majorarea cu 450% a impozitului, datorită faptului că acele, repet, terenuri nu au fost, în opinia noastră, eu știu, aduse la un stadiu care să poată fi corespunzător. Am avut și alte situații de acest gen, proprietarii au înțeles și mare parte din ei au intrat în legalitate, în sensul că fie și-au zugrăvit exteriorul acelor construcții, fie și-au făcut împrejurile și așa mai departe. Cazul la care ne referim astăzi nu a răspuns afirmativ, ca atare, din punctajul rezultat, propune majorarea cu 450% a impozitului pentru terenurile aparținând unui domn din comuna Cașin, pentru cele două terenuri. Adică să înțelegem că a fost avertizat. Sigur, proprietarul este o procedură foarte clară. S-a transmis solicitări, s-a transmis absolut toate documentele și nu avem niciun fel de răspuns favorabil din partea dumneavoastră. Mai mult decât atât, hotărârea de Consiliu pe care dumneavoastră s-a aprobat în 2016 reglementa acest interval de remediere 6 luni. Noi am fost mai, să zic, mai permisivi și tot anul 2017 am așteptat ca să se intervină la acel teren, nu s-a întâmplat nimic, ca atare venim cu această propunere. Da, poftim, domnul... Cred că în aceeași situație este și căminul, fostul cămin cultural de la Sălătruc, de la fabrica de motor, unde au crescut copacii prin eu. Trebuia construcții. Da. Avem o listă cu 26 de imobile dacă plecăm individual de pe raza orașului Dărmănești, care la acest moment sunt, în, din punctul nostru de vedere, în paragină, cu stadii avansate de degradare și începând cu ianuarie 2018 vom avea pe masa de lucru, veți avea pe masa de lucru hotărâri de Consiliul Local individual în vederea creșterii impozitului. Și vă dau un singur exemplu. CFR, magazia pe care au apărut în rândul, care chiar prezintă pericol. E pe lista noastră și acel cămin cultural și fabrica și mai multe locații, da? Deci 20 și ceva de locații care astăzi prezintă un grad avansat de degradare, mă refer la construcții, și avem și vreo 15 terenuri care la fel sunt neglijite și în zone. Cu siguranță, așa cum prevede hotărârea de Consiliul Local, vom avea pe masa de lucru, hotărâri individuale. Deci pentru fiecare locație vom avea o hotărâre de Consiliu și mergem pe variantă. Domnul Baraș, poftim. A spus domnul Roman de acel cămin cultural de la Sălătruc, acolo e și stație de pentru microbuze și chiar e pericol pentru copii. Chiar se întoarcă, se poate oricând să întâmpla un accident acolo și noi vorbim chiar de... Eu cred că și în decembrie veți avea pe, dar sigur în cursul 2018 veți avea hotărâri. Dacă mai dorește cineva, poftim domnul Despa. Da, noi venim cu această majorare de 450 a impozitului pe sutele. Dar luați în calcul că un domn, poate este un potent domn de afaceri și nu-l interesează lucrul ăsta. Respectând legea, eu vin și propun ca primăria să dea acestui domn în fiecare lună, dacă e nevoie, amenzi până se hotărăște, ca să dea o altă față celor acelui parc. În parcul din fața blocurilor, nu știu, locatari, nu știu, vecinii, îs vacile, nu știu cele care pas toată vara acolo, dincolo e buriana de nu te vezi, nu te vezi bine. Deci e posibil ca acel 40% chiar să-l intereseze pe acest domn. Este o primă măsură pe care Consiliul Local ia prin creșterea impozitului, urmând ca după ce am parcurs această etapă cu creșterea impozitului, să aplicăm celelalte măsuri pe care voi citi. Și dăm amenzi până să dorește să facă ceva. Să renunțe la ce trebuie. Dacă tot a vrut terenul la Dărmănești, să se supună legilor pe care noi le-am promovat acest Consiliul Local. Cu siguranță, este o primă măsură. Da, poftim domnul. Este clar că trebuie să respectăm pașii legali și asta ar fi primul pas legal. Dar cum ați propus dumneavoastră, este perfect în sensul că
se schimbă dacă intervenim și să modifică aceste imagini al terenurilor sau clădirilor în bine, se schimbă toată imaginea localității și ceea ce vrem noi să facem, să schimbăm imaginea localității mai, să fie mai frumoasă, să fie mai eficient și mai bine. Mulțumesc. Dacă mai dorește cineva, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 15 voturi pentru. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în orașul Dărmănești, județul Bacău. Da, am să prezint foarte pe scurt acest proiect de hotărâre. Din nou se fac referire la anul 2016, când noi am aprobat și Consiliul Local a aprobat un set de hotărâri vis-a-vis de modul cum se ocupă locuințele ANL. În acele hotărâri, noi am stabilit că în fiecare an vom face o analiză și vom propune spre aprobare lista de priorități și lista de repartiții. Fac astăzi precizarea că la acest moment toți cei care au fost locatarii acestor locuințe ANL sunt la zi și au achitat toți, atât impozite și ce au avut ei față de primărie, cât și față de asociația de proprietari, în sensul că și-au achitat utilitățile. Și sigur că afară de cei care au fost anul trecut, sunt și câteva nume noi, datorită faptului că unii din vechii locatari au renunțat la acele locuințe pentru că au devenit proprietari de locuințe și au cumpărat locuințe. Deci, dacă la începutul anului 2016 aveam probleme destul de serioase referitor la restanțele pe care le aveau de achitat unul din locatari, în acest moment, din informațiile pe care le avem și din evaluările pe care le avem la dosare, toată lumea și-a achitat aceste dări. A fost una din condițiile de reavizare a acestor dosare, ca locatarul să nu mai aibă niciun fel de datorie. Pentru că, sigur, unii erau buni platnici și înțelegeau să-și achite toate utilitățile ce aveau, iar alții nu. Atunci, cei buni platnici erau, sigur, trebuia să suporte și cheltuielile celorlalți. Deci, lista de priorități o aveți la mapă, n-am să-i dau citire. Sigur, și repartițiile sunt identice cu lista de priorități. Dacă aveți întrebări. Dacă dorește cineva să intervină, poftim domnul. Dar acolo nu avem un președinte de asociație, un administrator de bloc să constate că cineva n-a plătit tot anul chiria. Da, este, deci acolo s-a este... La 30 milioane să abandonezi apartamentul să pleci, e ușor să... Sigur, acolo este un președinte de asociație, sigur că acel președinte s-a adresat nouă și în mai multe rânduri nu au avut, să zic așa, puterea să recupereze acele sume. Noi am avut discuții cu oamenii, oamenii au înțeles, cert este că la acest moment nu sunt datori. Acum, în câte luni, dacă nu plătește, în 3 luni? În 3 luni de zile. La 3 luni, dacă nu plătește, ca să nu se mai adune sume foarte mari. La 3 luni de zile, dar... S-a schimbat regulamentul. S-a schimbat regulamentul și știind că în fiecare an Consiliul Local avizează această listă de priorități și de repartiții, fiecare își face calcule în așa fel încât, la momentul când dumneavoastră aveți pe masă acest proiect, cu siguranță ei au sume de așteptate. Și la 12 luni și dacă nu-și plătește nimic, e chiar deja foarte mult. Deci după 3 luni de zile are probleme. Corect. Evacuă. Dacă mai dorește cineva, supunem la vot cine este pentru. Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. 15 voturi pentru. La următorul punct, 8, legat oarecum de precedentul, proiect de hotărâre pentru repartizarea locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în orașul Dărmănești de Bacău. Același lucru, lista de priorități din hotărârea anterioară se găsește pe lista de repartiții. Din... Dacă dorește cineva să intervină, supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, abțineri, mulțumesc, 15 voturi pentru. Punctul 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a ASCLE Dărmănești.
Da. Am să fac tot așa câteva precizări scurte. Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor dărmănești, prin șeful de serviciu, a propus modificarea acestui regulament datorită faptului că au intervenit modificări legislative. Acest regulament de organizare și funcționare a fost transmis la Ministerul Afacerilor Interne, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date de la București, care, prin adresa numărul 16759 din 1 noiembrie 2017, avizează favorabil acest regulament. Deci regulamentul, ca să poată să fie pe masă noastră de lucru, trebuia să primească avizul favorabil a Ministerului Afacerilor Interne. Avem acest aviz favorabil, ca atare propunerea de proiect de hotărâre este în corelație cu legislația. Dacă avem intervenții, poftim domnul Despa. Câți lucrători sunt la ora actuală? Da, deci la acest moment serviciul este format din 7 funcții, 7 funcții și un șef de serviciu, dar posturile sunt ocupate, avem 2 lucrători acolo și un șef de serviciu, celelalte posturi sunt vacante. Și după ce intră în vigoare acest proiect de hotărâre, se va spune la urmă de salarii? Nu, nu are nicio problemă. Deci noi avem, ca să poată să funcționeze ca serviciu, e o structură bine definită. Se va face angajări la acest? Nu, nu facem angajări cu siguranță pentru că nu avem resursă financiară. În continuare, serviciul rămâne cu un șef de serviciu și avem acolo 2 lucrători pe ICA și pe deci. Doamna Gomeza se ocupă de treaba ei, de cea de acolo stare civilă, iar Corban se ocupă pe partea de evidență. Nu? Așa și o întrebare, pentru că se vorbesc de regulă, acronimul ăsta, Sârtul Gâlăpul ăsta, ce înseamnă? Da, este, deci, acest acronim rezultă din legislație, Serviciu Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor. Deci este un serviciu, este public, este local, că îl avem la Dărmănești, se ocupă de evidență, da? Evidență persoanelor. Deci, da, poftim domnul Baruș. Am înțeles că serviciul ăsta public de evidență persoanelor începând cu 2018 și se va moderniza. Să nu se mai scrie toate certificatele alea de mână, spapirul, da. Serviciul pe toată țara cu un centru și sper că... Da. Ideea este în felul următor. La nivel național, în baza unor reglementări europene, trebuie să avem baze comune. Vorbeam mai devreme de Registrul Național Agricol. Și pe partea de evidență se cere o bază comună și în sensul ăsta reglementările care au fost făcute va trebui să răspundă acestor cerințe în așa fel încât dintr-o bază comună să putem să avem acces la tot felul de date legate de persoane. De exemplu, la acest moment, nu știu, pentru soție, ca să titularul de rol este soțul, da, soția ca să și schimbe buletinul, trebuie să vină cu soțul. Ei, în momentul în care această bază este comună, se verifică și se vede foarte clar că este căsătorită, că nu au o problemă și nu mai deranjează pe unul și pe altul să vină. Sau, sigur, eu am dat un exemplu simplu, dar foarte multe baze de date. Avem nevoie la momentul actual de a face investigații și de a trimite adrese în alte județe, în alte comune, pentru a vedea dacă s-a născut acolo, nu s-a născut și îi îngreunează foarte mult și înseamnă timp pierdut, foarte mult timp. Având acea bază comună, cel care este autorizat de lege să intre în sistemul de bază, el știe foarte clar în cel mai scurt timp tot ceea ce. Da. Dacă mai dorește cineva, supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri. Mulțumesc, 15 voturi pentru. Trecem la punctul 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de întocmire a Registrului Agricol la nivelul Unității Administrative Teritoriale Dărmănești. Da. Făceam referire mai devreme la baza comună de date. Sigur că începând cu 1 ianuarie 2018,
va trebui să ne raportăm la Registrul Național Agricol. Ce înseamnă asta? Asta, Registrul Agricol Local, se va ține în format electronic. La această bază de date va avea acces Oficiul de Cadastru Bacău și orice fel de modificări apar la Registrul Agricol, cei de la baza națională, de la Registrul Național au știință, sau orice fel de modificări apar la Oficiul de Cadastru vis-a-vis de un imobil din localitate, Registrul Agricol Local are știință. Mai clar, poate un cetățean să-și vândă un imobil. Pentru acel imobil, sigur că el se adresează Registrului Agricol, după ce a parcurs etapa de notar, se adresează Registrului Agricol Local să fie scos din evidență. Iar cumpărătorul să fie trecut în evidență. Toate aceste mișcări sunt evidențiate în Registrul Național Agricol și în Oficiul de Cadastru. Deci tot ce se circulă. Mai mult decât ideea de RAN, de Registrul Agricol Național, apare și RENS-ul, este Registrul Electronic Național privind nomenclatorul stradal. Ce înseamnă asta? La fel, este o bază comună și fiecare cetățean care are rol la, într-o localitate poate fi foarte ușor identificat în baza națională și la un simplu click se știe clar ce ai cadastrat, ce suprafețe ai, în așa fel încât să nu mai existe suprapuneri sau, eu știu, probleme de nedeclarare. Dacă mai dorește cineva, supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri, mulțumesc. 15 voturi pentru. Da. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 40 metri pătrați aflate în domeniul public al orașului Dărmănești. Da, am avut o solicitare din partea unui agent economic de pe raza orașului Dărmănești să închiriem o suprafață de 40 de metri pătrați în zonă centrală și vedeți dumneavoastră că în imaginea din spatele meu aveți și detalii, da? Vorbim de sensul giratorului, de blocul de locuințe, în zona fostei parcări taxi. Acolo va fi amplasat, dacă trece proiectul de hotărâre, un modul metalic. Este o structură care nu necesită fundații și așa mai departe, este o structură provizorie, modern, în care agentul economic va desfășura o activitate de vânzare, să zic așa, de ziare, loto, promo și așa mai departe. Ținând cont de faptul că acolo aveam un spațiu excedentar și că nu încurcă circulația persoanelor pe trotuarul din zonă, propun spre avizare acest proiect de hotărâre, pentru că orice ban care vine la bugetul local este un plus. Și mai ales că acolo va fi un comerț, zic eu, civilizat, mai ales că avem solicitări din partea unor cetățeni pentru a, eu știu, susține o activitate de vânzare de presă, de ziare, de reviste, de mai știu eu ce. Da, dacă dorește cineva, supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri, mulțumesc. 15 voturi pentru, proiectul de hotărâre este adoptat. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uși și servitute către SC Delgraz Split S.A. asupra unei suprafețe de teren de 3,50 metri pătrați aparținând domeniului public al orașului Dărmănești. Da. La fel scurt, știți că prin lege societățile care furnizează energie electrică, gază și așa mai departe pot solicita drept de uz și servitute pentru suprafețe de teren care aparțin domeniului public în vederea amplasării unor, eu știu, echipamente care asigură furnizarea energiei electrice sau a gazului. În cazul de față este vorba de un echipament care va fi amplasat de către Delgaz Grid în zona Strada Victoriei numărul 5 și este vorba de un metru pătrat de teren
pentru dreptul de uz și servitute pentru 2,5 metri pătrați. E vorba de o firidă care se aplică pe un perete și un cablu de alimentare cu energie electrică a firizei respective, 2,5 metri pătrați. Deci pe perioada cât există acel echipament acolo, noi dăm drept de uz și drept de servitute. Dacă dorește să intervină cineva, supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abține, mulțumesc, 16 voturi. 15, da. Punctul 13 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor de actualizare PUL al orașului Dărmănești, aprobat de HCL 16 din 27.04.2001. Este vorba de PUG, Planul Urbanism General, și nu PUZ, cred că a greșit doamna. Vreau să fac precizarea că legislația în vigoare ne obligă, deci legislația în vigoare ne obligă ca până la 31 decembrie 2018 noi să avem PUG-ul în regulă. Sigur că în ultimii 5-6 ani de zile s-au făcut demersuri pentru actualizarea acestui plan urbanistic general. La acest moment el este în fază incipientă. Au fost cheltuiți niște bani, dar nu s-a făcut mare lucru. Și ținând cont de termenul foarte strâns, sfârșitul anului 2018, am propus acest proiect de hotărâre care are drept scop inițierea demersurilor pentru actualizarea Planului Urbanistic General. Sigur că este o necesitate acest Plan Urbanistic General, datorită acestui PUG putem să facem în continuare pe raza localității locuințe, noi putem moderniza străzi, putem, eu știu, susține mediul de afaceri care vrea să construiască în Dărmănești. Lipsa acestui PUG duce la blocarea acestor activități, pe de o parte, pe de altă parte trebuie să avem o viziune care să răspundă la solicitările cetățenilor. Cum va arăta orașul în următorii 7-10 ani de zile? Vom extinde zona de intravilan. Care sunt zonele spre care ne îndreptăm din punct de vedere al dezvoltării economice? Zona coada lacului o prindem ca o zonă în care să ne dezvoltăm turistic. Dacă da, va trebui să prindem aceste zone în acest PUG, în zona de intravilan, ca să se poată construi locuințe acolo. Sigur că acest proiect de hotărâre este un prim pas. Eu am făcut o analiză să văd în ce stadiu suntem cu acest PUG la acest moment. Am spus mai devreme că s-au cheltuit niște bani și nu s-a făcut aproape nimic, deci trebuie să o luăm de la zero. Sper ca în bugetul pe anul 2018 să reușim să identificăm niște resurse financiare și să alocăm resurse financiare ca să putem și plăti aceste servicii, pentru că la o primă estimare, să știți că un PUG de ăsta ajunge undeva un minim 50.000 de euro, un minim. Mai fac precizarea că suntem, ați văzut mai devreme, suntem obligați să reactualizăm acest plan urbanistic general datorită faptului că venim cu Registrul Național Agricol și sunt condiții acolo impuse ca PUG-ul să fie reactualizat. Venim cu Registrul Electronic Național de Nomenclatura Străzilor și iar ne obligă. Am dat niște hotărâri anterioare prin care noi am introdus în domeniul public niște străzi și mă refer din nou spre zona coada lacului, care nu se regăsesc în PUG și trebuie să reactualizăm PUG-ul. Din punctul meu de vedere, este o necesitate stringentă ca acest PUG să fie, nu știu dacă vom reuși să-l finalizăm până la 2018, dar este o prioritate. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, dacă nu, supunem la vot, cine este pentru, împotrivă, abține, mulțumesc. 15 voturi. Punctul 14 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin încredințare directă a unui teren din domeniul privat al primăriei Dărmănești, în suprafață de 702 metri pătrați, situat în strada Valea Uzului, localitatea Dărmănești, de sub Bacău. Da, fac precizarea că acest teren pe care astăzi noi îl avem ca proiect de hotărâre de Consiliul Local are o istorie destul de tumultoasă. În ședința pe comisii am intrat în detalii. Cert este că
Am o solicitare din partea unei doamne care a avut acest teren concesionat și care solicită să se transfere acest teren către o altă persoană care mi l-a solicitat. Sigur că pe scurt v-am spus despre ce este vorba. În realitate acolo sunt niște încălcări ale legii. Acest teren concesionat fără dreptul primăriei a fost vândut unei terțe persoane și așa mai departe. Practic, prin acest proiect de hotărâre intrăm în legalitate, iar persoana care a ocupat acel teren va fi și cea care va deține legal închirierea pe acest teren. Dacă dorește cineva să concesionarea. Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă. Abține. Mulțumesc. 15 voturi pentru. Punctul 15. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere pentru achiziționarea de către orașul Dărmănești, a imobilului, teren și construcții, fosta bază sportivă Dărmănești. Da. Cu câteva luni în urmă am avut, cred că prin luna august, un proiect de hotărâre care, prin care dumneavoastră ați dat un aviz favorabil pentru începerea demersurilor în vederea achiziționării fostei baze sportive Dărmănești, sau așa cum îl știm noi, terenul de sport din zona rafineriei. Spuneam într-o ședință anterioară că avem statut de oraș și ca să răspundem cerințelor pe care ni le impune statutul de oraș, trebuie să avem, printre altele, și o bază sportivă în care tinerii să poată să se manifeste. Avem nevoie și de o casă de cultură și multe, multe alte nevoi care sunt stringente. Eu am pus în aplicare acel proiect de hotărâre pe care dumneavoastră l-ați votat în august și am făcut demersurile necesare în vederea achiziționării acestei baze sportive. Mai exact, am solicitat să se facă o expertiză financiară, să vedem care este valoarea acelui imobil și dacă noi ne putem permite să achiziționăm acel bun. Am solicitat și actualului proprietar o expertiză, da? Sunt expertize independente una de alta. La acest moment avem cele două evaluări, cele două expertize economice și pentru că sumele, și era de așteptat ca sumele să fie diferite, propun înființarea acestei comisii de negocieri, care este formată din 11 membri, 7 consilieri locali și 4 membri din aparatul de specialitate a primarului, pe de o parte, și pe de altă parte, reprezentanții proprietari. În perioada, dacă veți vota acest proiect de hotărâre, în perioada următoare, comisia se va întâlni cu reprezentantul proprietarului, da? Și veți negocia prețul final de achiziție. Recomandarea legală spune că de la raportul de evaluare cel mai mic să se negocieze în jos, dacă se poate. În urma acestei negocieri, să zic, comisia va întocmi un proces verbal de evaluare care va avea o sumă certă agreată de ambele părți, dacă se va ajunge la o negociere favorabilă, și va propune procesul verbal, va fi trimis secretarului, da? Și va trebui, în ideea în care veți aviza favorabil achiziția, să ne întâlnim într-o ședință extraordinară, să aprobați cumpărarea acelui imobil. Sigur, și cu o rectificare de buget, ca să avem și resursa financiară. În comisie, eu am propus ca, sau din comisie am propus, din Consiliul Local să facă parte 3 membri ALDE, 3 membri PSD și un membru PNL. Aș vrea să faceți propuneri. ALDE? În comisie s-a discutat? Aveți emoții acum. Da? Deci în comisii a fost propus... Da? Eu vă propun, doamna Nicodinu.
Deci doamna Nicolin, notați. Doamna Stoica. Și domnul Pairele. PSD-ul. Domnul Roman. Pădurarul și Despa. Domnul Despa. Domnul Despa și domnul? Pădurariu. PNL-ul? Fărică, da? Da. Aveți alte propuneri? Da. Da. Deci comisia va fi și proiectul de hotărâre va fi completat cu cei patru reprezentanți ai... Dar raportul de evaluare a fost tocmit de către reprezentanții ai primării sau pentru o instituție externă? Evaluator da. Deci cele două evaluări au fost făcute de specialiști ANEVA. Da? Deci nu avem noi în cadrul primăriei specialiști. Nu. Sunt liste cu experți autorizați, ANEVAR, de acolo. Și primăria are documentația privind acea proprietate acolo? Când a fost întrenată? Cine o are? Cu siguranță. Cu siguranță. În calitate de viitor membru a Comisiei de Negociere veți avea acces la tot felul de informații. Da, poftim domnul Despa. Eu deja văd trebuie rezolvate, bănesc, comisia va negocia foarte bine, drastic. Cum aduce acest teren de fotbal în proprietatea noastră. Și deja mă gândesc la viitor. Va juca ca în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 să includeți și sportul. Și vă spun de ce. Pentru că am în mână niște hotărâri emise de Consiliul Local de Rămânești din data de 30.07.2010. Este una din hotărârile privind înființarea clubului sportiv de drept public, clubul sportiv Uzul Tărmănești, președintele Vala Buzescu Luciana. O altă hotărâre este tot din aceeași dată, hotărârile aprobarea regulamentului de organizare și funcționare acestui club, tot din 2007-2010. Deci acest club sportiv este în subordinea Consiliului Local al orașului Tărmănești, la ora actuală. Tot atunci s-a întocmit și regulamentul de organizare și funcționare a clubului sportiv Uzul Tărmănești și cei care se ocupau la vremea respectivă și dacă vreți vă spun și de cine era formată comisia de conducere, domnul Ghinghireu Iustinian, Mirea Fănel și de Bețin Iberes. Dar știam foarte bine. Unii din cei care fondatorii, din fericire, sunt în comisia de negociere. Băieți au mers mai departe și au ajuns până și au luat indemnitatea de la Ministerul Tineretului și Sportului. Corect. Au certificat. Deci acest club este al nostru. A Consiliul Local. A Consiliul Local. Eu mă bucur că ne-ați reamintit acest lucru. Sunt convins că colegii noștri știau. Nu, că acest club știau. E, da? Mulți mă întrebau tocmai de asta, nu-mi mulți nu știau că acest club știu este... Că, știu că a suportat niște transformări prin 2013 în sensul că a revenit asociație, nu? A revenit asociație. De acolo s-a pornit de la club. Da, el acolo acolo este club. Da, dați bani și mine. Da, vă rog, poftim, domnul Mirea. Este foarte adevărat și mă bucur că colegul nostru a... A amintit aceste chestii, într-adevăr, am făcut parte și încă suntem, probabil, încă suntem în comisia aia de conducere sau de comitet. În comitetul ăla. Dar, cum spunea doamna domnișoara de lângă mine, este o asociație de sine stătătoare. Noi aveam roluri simbolice, exact. Dar, acum, s-a evit ocazia să putem veni în sprijinul acestei asociații sportive. Și prin această negociere, dacă reușim, și sper eu că vom reuși să dobândim acest teren cu această bază sportivă, venim și în întâmpinarea acestei asociații sportive. Cu, în primul rând, cu baza sportivă și, cum spunea domnul primar în ședința de comisie, la anul vom veni și cu îmbunătățirea acestei baze sportive, care vin într-adevăr în avantajul sportului de îndărnări și mai ales în avantajul acestei asociații. Deci este ok, zic eu, să cumpărăm această bază sportivă. Dar eu am să completez și eu. Știți că v-am spus mai devreme că unul din principiile
gândirii mele este cheltuirea eficientă a banului public. Atâta timp cât cheltuim eficient banii publici, nu avem niciun fel de treabă. Faptul că în 2017 am chipzuit foarte bine acest buget, am reușit să strângem bani pentru a putea achiziționa și această bază sportivă. Din bugetul local nu avem alte resurse. Nu ne împrumutăm, nu facem absolut nimic. Deci vom achita, dacă dumneavoastră ajungeți la o negociere bună, integral această sumă, luna decembrie. Vis-a-vis de ce spunea colegul nostru DESPA, de acea asociație sau club sportiv, din nou, după parcurgerea primei etape de a cumpăra acest bun, ne vom îndrepta în etapa a doua spre această asociație să vedem dacă ne propune niște activități care din nou răspund la prima noastră, să zic așa, provocare, cheltuirea eficientă a banului public. Deci vreau, susțin sportul și nu numai sportul la Dărmănești, dar vreau eficiență maximă. Dintr-un leu investit de către Consiliul Local, trebuie să tragem maxim cât se poate. Vom fi nevoiți anul viitor să facem niște investiții în acea bază, pentru că este la acest moment destul de degradată. Susțin necondiționat sportul, dar cer eficiență maximă. Și o să ne uităm de comun acord și în structura organizatorică, nu știu cine mai e în acea asociație, nu știu ce e acolo, discutăm, să vedem. Le cerem, trebuie să le și dăm. Și cerem maxim și să vedem pentru aceste performanțe maxime ce putem oferi. Sigur că este o primă, este doar un prim segment la care mă refer. La acest sport de performanță. Vorbim de sportul de performanță. Dar acea bază nu este luată doar pentru un număr restrâns de jucători. Mi-aș dori foarte mult și veți vedea în cursul anului viitor că vom solicita școlilor de pe raza orașului Dărmănești să facă acolo activitate sportivă. Avem terenuri de tenis acolo care sunt în paragină. Deci va trebui să dezvoltăm acest sport al maselor, să zic așa, și pe tenis, și pe, nu știu, fotbal, și alte, da? Deci, cu siguranță, școlile vor avea acolo competiții. Cu siguranță, cartierele, da? Vor avea acolo competiții, altele, da? Deci, pe lângă acel segment de sportiv, de performanță, vreau să dezvoltăm foarte mult componenta asta de masă, da? Deci e o viziune, repet, cei care au înțeles modelul lor de gândire și că eficiența banului public pentru mine este prioritară, vor reuși să performeze acolo și vor stabili de comun acord ținte. Ce le propunem? Cu termene, câți bani aveți nevoie și dacă am atins obiectivele. Și dacă lucrurile merg bine, toată lumea e fericită. Dacă mai dorește. La ora actuală, pe numele meu, prin data. A, scuze. Eu și chiar am la voie, pentru că este înțeleg. Da. La ora actuală funcționează la acest club, din păcate, doar fotbalul. Atât timp cât el se numește club, acolo mai încap și alte activități sportive. Avem badmintonul, care ține conturi la școala numărul 2 și este bine ca să-l încadre tot în sigur ca sport în acest club. La ora actuală funcționează o echipă de Liga a 4-a, cu rezultate, zic eu, destul de bune pentru primul an de funcționare în această competiție. Oscilează când locul 6, când locul 8. Ce este bucurător? Sunt 4 serii de junior. Copii care în loc să ducă să stea prin restaurante, cărciuri și alte activități nesănătoase, ortodoxe, se duc și bat acea minge pe mai dat. Pentru că cred că este un mare câștig. Cred că deja levelul ăla îl dublă din însuși activitatea pe care o fac acest copii. Cu siguranță. Deci cu siguranță și cu poate că unii dintre noastre, în momentul în care am lăsat ideea de a achiziționa acea bază, ați tratat-o așa mai cu dar eficiență sau nu știu cum au tratat-o colegii mei. Eu chiar am luat-o de bază, de asta am și mers mai departe, dacă nu prea. Să știți că cea mai mare provocare a mea, a fost să asigur resursa financiară. E cel mai greu, ca să-ți dorești să faci ceva și să ne apuce. Și mai ales că acea bază sportivă poate fi transformată ușor și o bază de agrement. Unde se poate face un strand? Să luăm modelul de la Vecinul și de la Covare. Sunt locuri multe. Și vin bani în prima. Haideți să trecem de prima etapă și după o să vedeți că sunt foarte multe. Cine mai dorește? Supunem la vot comisiile.
propusele dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 15 voturi pentru. Comisie, dar nu avem voie să votăm. Comisie. Se separat. Hai să vă spun. Eu zic că dacă sunteți de acord pe ansamblu, s-a trecut pe comisie. S-a trecut pe comisie. Ne trecem să votul pe... Da. De acord. Proiectul de hotărâre. Punctul 16. Proiect de hotărâre privind. Cum? Deci mergem mai departe, da? Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a unei cantități de material lemnos cu un volum brut de 130 metri cubi. Da, foarte pe scurt am să fac câteva precizări aici. Noi am avut o partidă de lemn de foc în exploatare și de 490 de metri cubi, lemn de foc, de fapt. Sigur că în urma punerii în valoare a acestei partide a rezultat și lemn de lucru, de fapt, pe care, conform legislației individuale, noi nu putem valorifica ca lemn de foc. Suntem astăzi în obligația astfel să scoatem la vânzare acest lemn de lucru de fapt și astăzi aprobăm caietul de sarcini și procedura efectiv de licitație. În cazul în care niciun operator economic nu va solicita cumpărarea acestui lemn, va trebui într-o ședință viitoare să declasăm acest lemn de la lemn de lucru la lemn de foc și sigur că avem, pentru lemn de foc avem beneficiat suficienții. Fac precizarea că avem obligația prin lege să dăm acel ajutor de încălzire care poate fi în natură sau în bani. Noi folosim resursa asta pentru că nu avem bani suficienți, folosim resursa naturală, să zic așa, și dăm lemn de foc în compensarea banilor pe care ar trebui să-i primească acele persoane. Nu avem suficient lemn de foc să acoperim întreaga cerere, dar o parte, 20-30% din lemnul de foc pe care îl avem, așa cum am dat și în alți ani, acoperim nevoia la persoanele care beneficiază de acest ajutor, iar la diferența le dăm bani. Deocamdată parcurgem, aprobăm acest caiet de sarcini și așa mai departe, vom scoate la licitație. Sper ca în urma licitației să se găsească agenți economici interesați de acest lemn de lucru de fapt. Dacă nu, vom vedea ce decizii vom lua. Da. Respectiv. Întrebări, poftim, domnul Baraș. În mod de cer, domnul primar, noi nu trebuie să declasăm acest lemn. Noi numai trebuie să putem stabili să-l vindem. Deci lemnul cu fac mai mic ca 18 putem să-l vindem pe populație cu suma asta. Deci nu e nicio problemă. Dacă găsim cumpărător, da, deci nu trebuie. Nu putem să declasăm, dar putem să vindem, da, dacă hotărâm în poziție. Da, de exemplu, avem 118 metri cu 320 de lei și în cazul în care nu am solicitări pentru prețul ăsta de 320, pe mine nu interesa ce face omul. Dacă vrea să-l pună pe foc, treaba da, mea, mie să-mi dea prețul ăsta. Îl cumpără cu da. Soate de lemn lucru, fac mai mic ca 18. Deci, 250 de lei, mi-a dat lucru, că sunt caută. Fără nici un caută. Deci, imediat după ce noi vom scoate și... Dacă nu se vinde și lemnul nu se depreciază, nu trebuie să trec la schimbat. Putem scădea prețul. Putem scădea prețul, da. Da. Deci, fără ce să da. Mai o treabă, domnul primar, dacă îmi permite. La informații generale trebuie utilizați ca să-i obișnuiți pe viitorii cumpărători. La punctul... După punctul 18, utilizați termenul de taxă pe Iași sau taxă pentru trecere. Da, 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 da. Pentru că folosim drumul de autoforestiere și pentru aia să plătesc taxă. Să-i mutez și nu-i taxă, să-i mutez și nu-i taxă. Mai dorit cineva? Noi vindem lemnul ăsta din depozit. Din depozit, da. Din depozit și la depozit. Din depozit, dar nu-i pe drumul de depozit. Firma care v-a adus acolo depozit a achitat. Domnul consilier Baraș, chiar v-a așteptat numai să știți. Să plătești taxe din pe așa. Da. Eu vreau să plătesc cât mai puțin, da, dacă s-ar putea taxa de piaș de loc, pentru că taxa s-ar regăsi în costul final și ar însemna un cost. Acum devine ceva administrează pădurea, domnul primar. Da, asta e. Dacă mai aveți întrebări. Atunci supunem la vot. Cine este pentru? Ăsta e da. Împotrivă?
Abțineri? Mulțumesc. 15 voturi pentru. 15. Da, trecem la diverse. Trecem la diverse. Domnul Balaș. Domnul Desba. Domnul Carol. Lăsăm lista deschisă și mai completăm. Înainte de diverse, de a da cuvântul colegilor, am să vă fac o informare. Ce am făcut de la ultima noastră ședință, ultima ședință de Consiliu Local, și vreau să vă informez, o parte dumneavoastră ați fost, o parte nu. S-a finalizat acel proiect Puntea de la peste râul Trotuș, care face legătura cu cartierul Lacuș Dărmânească, în zona de la Șoimul, să zic așa. Este o lucrare care ne-am executat-o cu o regie proprie, cu angajații de la primărie. Este, din punctul nostru de vedere, un proiect care n-ar trebui să mai aibă probleme la inundații mai serioase. Ce vedeți dumneavoastră, acei piloni metalici s-au furat în albia Trotușului și 6 metri sunt ancorați în stâncă. S-a dus un dispozitiv de forare special, am închiriat de la o firmă. Deci 6 metri, acele țevi sunt niște bulane speciale de foraj care rezistă la așa ceva. Țevile sunt umplute cu beton. E un proiect care, repet, ar trebui să rezistă la viitorii foarte serioase. Valoarea acestei investiții, 85.000 de lei. Știți cum a fost o rectificare? 85.000 de lei. Cu tot ce a fost materiale ce am avut noi acolo. Am cerut înainte de a ne apuca de această lucrare niște oferte de la firme din zonă și vreau să vă spun că pe acest model de proiect cea mai ieftină a fost ofertă 200.000 de lei, adică 2 miliarde de lei. Noi am reușit să o facem cu munca noastră, cu 85.000. Mergem mai departe. Vreau să vă spun că în ultima perioadă am făcut investiții în sistemul de iluminat public și au fost achiziționate peste 200 de lămpi noi, lămpi cu LED. Asta înseamnă undeva 15% din numărul total de lămpi din Dărmănești. Noi la Dărmănești avem 1300 și ceva. 200 de lămpi am cumpărat. Am schimbat lămpile integral pe strada Muncii, pe strada Victoriei. Am intrat prin zona Gării, da? Am intrat în drumul național și am luat strada Energiei de la intersecție cu Baza și am ajuns, cred că ați văzut, am ajuns până la intersecție cu strada care merge pe Chimie. Am mai modernizat zona drumului național, în zona pensiunea Magic Garden, ce avem noi acolo, le-ați văzut și pe alea. Lămpile care le-am dat jos, unele dintre ele pot fi refolosite și sunt la oamenii noștri de la domeniul public. Acum le refac în așa fel încât să le putem folosi. Cred că vreo 60 de lămpi, 70 de lămpi din cele pe care le-am dat jos vor fi montate în luna decembrie în Dărmănești, în funcție de zonele în care noi avem solicitări. Fie sunt lămpile rele, fie nu sunt lămpi deloc. Intenția mea este ca în perioada, prima perioadă a anului 2018, să continuăm investiția în lămpi noi. Aceste lămpi au o garanție de 5 ani și cu siguranță căile principale, arterele principale, vor fi modernizate. Tot ce ține de strada Energiei și până la Sălătruc, vom continua, deja mi-am făcut o proiecție de buget, vom continua schimbarea acestor lămpi și la fel, mai exact, zonele asfaltate cu siguranță vor fi schimbate. Tot ce ține de orizont. Orizont Brăculești, toată zona asta trebuie să le schimbă într-o primă etapă. Urmând ca lămpile pe care noi le dăm jos și care pot fi folosite să mergem să schimbăm zonele lăturalnice. Anul viitor, dacă reușim să schimbăm 300-350 de lămpi noi, aproape ne-am atinge obiectivul ca jumătate din lămpile din Dărmănești să fie schimbate. Repet, garanția este de 5 ani și ar însemna ca o bună perioadă de timp de aici încolo să nu mai avem un permanent o problemă cu lămpile. Mai fac precizarea că prin montarea acestor lămpi noi
scade semnificativ consumul de energie electrică, pentru că sunt lămpi performante cu LED și crește fluxul de lumină. Dacă ați văzut intensitatea luminii, dacă ați văzut pe străzi unde au fost montate, e o diferență clară între lămpile noi și ce avem noi la momentul ăsta în exploatare. Mergem mai departe un pic. Știți că am avut în luna, cred că octombrie, pe ordinea de zi, un proiect de hotărâre privind extinderea cu două săli de clasă a școlii romilor. Suntem, la fel facem lucrarea cu oamenii noștri, suntem destul de avansați, aici sunt niște poze mai vechi. La acest moment, acest corp de clădire cu BCA se lucrează la acoperiș. Am avut două proiecte aici, o parte de modificarea unor pereți la corpurile vechi, ceea ce s-a și făcut, și partea asta de investiții, eu cred că până la sfârșitul lunii decembrie, dacă nu se întâmplă, eu știu, ca vremea să fie neprielnică, vom reuși să facem cele două clădiri. Aici noi am avut alocați 125.000 de lei pare mi se. Între timp am făcut un parteneriat cu Habitat for Humanity. Cred că ne vom încadra în bani, în sensul că am primit niște donații, cărămidă, BCA, ce am mai primit noi de acolo, și facem lucrare de calitate, în sensul de a avea iluminat conform, de a avea o baie acolo, de a avea tot ceea ce tâmplărie ca lumea. Deci e o lucrare care, după ce va fi pusă în practică, vine să răspundă acelor cerințe impuse de Direcția de Sănătate Publică legat de cubajul de aer necesar în clasă. Deci sper ca până la sfârșitul anului să închidem proiectul ăsta. Mergem mai departe. Spuneam și aveam pe lista de investiții podul de la Izvoroneni. Am stat foarte mult în cumpăna să văd dacă ne apucăm de acest pod sau nu, pentru că, repet, am avut nevoie de resurse financiare să închidem proiectele pe care noi le aveam în derulare, să strângem bani pentru baza sportivă și să atacăm și acest proiect. Sigur că am reușit să ne întorc la acea cheltuire eficientă a banului public și măsurile pe care le-am luat în decursul anului, folosindu-mă de cunoștințele pe care le-am dobândit după ce am terminat Facultatea de Finanțe Bănci, am reușit să strângem acești bănuți. Am atacat și acest proiect. Termen de închidere sfârșitul anului 2017. Acest pod este în fază, și cei care au trecut acolo, destul de avansată. Cred că săptămâna viitoare vor fi montate grinzile noi. Nu se va circula anul ăsta pe acest pod ca să avem toate condițiile de garanție impuse de constructor. Avem o variantă ocolitoare, începând cu 1 ianuarie sau 5 ianuarie, cred că vom da drumul la circulație pe acest pod. Sigur, acolo noi am alocat o resursă mică, comparativ cu nevoia financiară, comparativ cu nevoia din teren. Acolo s-au făcut și niște subzidiri. E o lucrare mai complicată, dar vreau să fie făcută ca la carte și, la fel, în următorii 50 de ani, această lucrare să nu mai aibă probleme la inundații. Un singur lucru vă mai spun și mă opresc. În timp ce noi discutam pe comisie, am fost sunat de directorul Asamblei, directorul Agenției Nord-Est de la Piatra Neamț. Ne-a fost aprobat acel proiect pentru anveloparea tuturor blocurilor din orașul Dărmănești. Să știți că am muncit personal mult la acest proiect, nu mă mai spun de colegii din echipa din aparatul de specialitate, am avut peste 25 de clarificări la acest proiect. Unitatea de implementare, Ministerul ADN Nord-Est, ne-au cerut sute și zeci de date din nou, iar nu-i bine, iar suntem, cred că, prima, cel puțin în județul Bacău, prima localitate care are un număr de blocuri mare. Comparativ cu noi, Comăneștiul nu are niciunul, iar Măneștiul are un singur bloc. Noi le avem pe toate, nu avem multe, dar le avem pe toate. Vineri, 1 decembrie, în discuția avută cu directorul ADN Nord-Est, cred că după ceremonialul din fața monumentului, vom semna
acel contract aici la primărie, urmând ca în cursul 2018 să trecem la fazele următoare. Deci cei care sunt direct afectați de acest proiect, și mă refer la oamenii care locuiesc la blocurile din Dărmănești, pe această care le transmit că proiectul este avizat favorabil, va fi semnat vineri 1 decembrie și în prima etapă a anului 2018 vom demara achiziția, în sensul că vom face licitație și așa mai departe. Asta îmi dă convingerea că în 2018 lucrările vor fi făcute la acest proiect. Vă mai spun un lucru și chiar termin. Legat de calendarul lunii decembrie, încep cu luna, cu 1 decembrie, ora 10, vineri, în fața monumentului de la liceu, vom avea o manifestare dedicată Zilei Naționale a României și vă invit acolo pe toți să participați, ora 10. În data de 17 decembrie, noi avem, suntem la a doua ediție, am făcut acel concert de Crăciun într-o biserică. Eu am stabilit data de 17 decembrie, înseamnă duminică, începând cu ora 15, vom avea un concert într-o biserică, veți primi la momentul respectiv și locația unde. Vă invit și invit cetățenii din orașul Dărmănești. Și, de asemenea, începând cu 18 decembrie, vom avea târgul de Crăciun. Pe data de 24 decembrie, în piațeta din fața primăriei, vom avea acea manifestare de Crăciun, vine Moș Crăciun, la copii cu situații financiare, să zic, mai grea din orașul Dărmănești. Vom încerca să găsim niște resurse financiare, să facem acea strângere de fonduri ca să putem bucura acești copii mai nevoiași. Mai fac precizarea că noi am încheiat un acord de prietenie cu orașul Vulcănești din Republica Moldova, pentru că ne-am angajat atunci ca să invităm la noi un număr de elevi din Republica Moldova. Vă informez pe această cale, pe timp de 4 zile, 5 zile la Dărmănești, va fi un grup de 30 de elevi în Dărmănești. Noi o să trebuiască să asigurăm cazare și masă. Am spus atunci că ne-am dorit foarte mult ca familii din Dărmănești cu copii să poată să ia acești copii, unul, doi, acasă și să vadă cum trăim noi, cum ne bucurăm noi. Acești copii ne-au pregătit un program artistic și pe data de 24, atunci când vine Moș Crăciun, sper să deschid așa un pic sufletele și mințile și legat de programul care vor prezenta aici. Cred că Moș Crăciun va veni și pe la acești copii. Sigur că acei copii vor fi însoțiți de un grup de 5-6 adulți. M-aș bucura tare mult ca dumneavoastră Consiliul Local să interacționați cu acești oameni, nu știu, să discutați, pentru că vor să ne cunoască și la nivel de Consiliul Local, și la nivel de profesori, și văd în noi niște speranțe vis-a-vis de experiența noastră în administrația publică, vis-a-vis de experiența în școală. Deci m-aș bucura tare mult ca să existe această colaborare. Și sigur, celelalte evenimente pe care le avem noi, atunci pe 24 din nou vom avea o scenă montată aici în fața primăriei. Încercăm să găsim și un solist, cineva să vină un nume care să ne colinde dincolo de partea de ce facem noi cu copiii, cu Moș Crăciun, să închidem și printr-un concert de colinde, i-am zis noi. Deocamdată atât, la momentul respectiv o să vă mai dau detalii. Mulțumesc! Da, trecem, deci s-a scris domnul Balaș, domnul Despa și domnul Caru. Poți domnul Balaș? Poate să avem și câteva minute, adică 3-5 minute. Hai să vă dăm fiecare 3 minute. Da, vă rog, 3 minute fiecare. Una dintre problemele care s-au ridicat, dacă sunt soluții pentru salubrizare, ridicarea gunoaielor, da, le spun pe toate și cu aia să ne răspundeți, dacă puteți. Da. Niște lucrări de întreținere drumului, strada Brăgulești, toată comunitatea catolică circulă pe strada aia pe acolo și ar trebui un pic, nu balastat, e un soc, așa, că drumul e bun, dar s-au creat niște gropi și noroiul ăsta, plouă, ninge și chiar n-ar fi o sumă atât de mare ca să un pic să rezolvăm acel drumul.
E stația de autobuz de la Răchită, o luat-o vântul și spun se aduce, nu se aduce la altă stare, să stea oamenii acolo să aștepte microbuzul. Am să lătruc, dacă poate poliția locală, nu cu animale neînsoțite de nimeni pe acolo, sunt mașini, sale, pot crea accidente și văd că se perpetuă această situație. Și dacă se poate, primăria Drămănești să salute comunitatea romano-catolică din Brătulești cu înființarea acelui cimitir lângă biserica catolică. Adică de la urbanism să nu mai... Acum sunt reglementări prin funcționarea cimitirelor și dacă sunt soluții să-i ajutăm un pic cu Da, pentru că încep să și răspund legat de înființarea cimitirului, știți că s-a alocat o resursă de bani, cred că 400 de milioane de lei, da, 40 de mii, în ideea achiziționării unui teren. La ultima discuție avută cu Părintele Catolic, mi-a spus că acești bani sunt în cont și încercau o negociere cu un proprietar de teren vecin. Nu știu dacă s-a finalizat. Comunitatea vrea să facă pe terenul parohiei, nu mai deci să folosească banii aia pentru terenul nu are parohie. Eu vă spun un lucru. Nu știu exact și nu vreau să intru în polemică nici cu comunitatea catolică, nici cu comunitatea părintele. Consiliul local a alocat 40.000 de ron pentru cumpărarea unui teren, extinderea cimitirului catolic. Orice fel, orice fel de altă interpretare dăm noi acestor bani, părintele îi pierde. Pentru că la verificările curții de conturi, făcute în vara asta la primărie, am fost întrebați s-a cumpărat acel teren, dom'le, se fac negocieri. Banii sunt virați de primărie în contul parohiei și se fac negocieri, pentru că eu ce obțin așa știu, la care mi s-a spus în condițiile în care se încearcă să se dea altă destinație celor sume, trebuie să dea banii înapoi Biserica Catolică. Deci, eu cred că putem aloca alte resurse pentru alte cheltuieli. Dar aici banii au fost dați cu destinație. Așa a fost făcută hotărârea achiziționarea unui teren pentru extinderea cimitirului catolic. Și atunci ar trebui, dacă nu ajung banii, cred că putem să mai punem niște bănuți acolo în 2018, să putem cumpăra acel teren și nu să schimbăm destinația, că altfel pierdem. Eu nu are merit să mai dăm bani pentru noi. Comunitatea vrea să facă cimitirul lângă biserică. Păi de ce n-a făcut bani înainte? De ce a solicitat să cumpere? Dar mai poate cumpăra un teren lângă terenul, deci să-i ajutăm la acea locație, să poată să o folosească în cazul cimitirului. Deci din punctul meu de vedere, n-am niciun fel de lucru. Dar eu repet, acei bani au fost cu destinație clară și scrie în hotărârea de Consiliu. Cred că părintele ar trebui să facă demersul să cumpere bucata de pământ care este vecină cu cimitirul, după care să facă extindere și sigur noi îi sprijinim fără. Dar acei bani au fost dat clar pentru cumpărare de teren și noi ne-am de făcut un gard, părintele trebuie să dea bani înapoi. Deci e da. Dar vedem anul viitor ce e și cu siguranță îi sprijinim. Legat de stația de autobuz, noi am ridicat acea stație de autobuz acolo, este refăcută la garaj, cred că săptămâna viitoare va fi montată, pentru că era spartă, era s-a vopsit, s-a refăcut, săptămâna viitoare va fi montată. Caii și animalele sunt o problemă foarte, foarte stringentă și avem, să zic așa, o problemă cu aceste animale. Pentru că, în mare parte, sunt animale deținute de om. Le-am luat, le-am ținut la dorul nostru, nu vine nimeni să le ridice. Pentru că romilor chiar le convine ca noi să ținem animale la obor, pentru că trebuie să le dăm mâncare și apă. Și ei, neavând cu ce să le țină, e perfect ca să le țină primăria. Am făcut demersuri să vedem dacă, și va trebui să dăm o hotărâre de Consiliu, aceste animale, dacă în timp legal de 3-4 zile nu vine nimeni să le ridice, să le predăm la un abator. Trebuie să dăm o hotărâre de Consiliu în sensul ăsta, ca fel am însemnat să încălcăm legea. Și aici ne vom îndrepta, pentru că am adus acele animale, au stat 3-4 zile, o săptămână, după care n-a venit nimeni să le ridice. Și nu e numai la Sălătuc. La Sălătuc sunt caii românilor acolo în zonă și acolo, sigur, va trebui să găsim altă soluție, pentru că pasc pe islazul respectiv și creează disconfort. Cea mai sensibilă problemă salubrizarea la Dumnezeu, să știți că
În ultima lună am avut nenumărate discuții, convorbiri la toate nivelurile. Am fost și la București, am fost și la președintele Consiliului Județean și la prefectură. Ultima întâlnire a fost vinerea trecută, în prezența unei delegații guvernamentale conduse de vicepremierul și ministrul mediului, în care sau la care nu s-a ajuns la un consens. Și vă spun și de ce. Foarte pe scurt o să încerc să sintetizez discuțiile. Când s-a încheiat acel contract de salubrizare între Dărmănești și Avis, Avisul, în urma unei analize a unui consultant, a spus că Dărmănești ar trebui să producă 5.000 de tone de gunoi anual. După primul an de lucru, efectiv, în 2016, dărmăneștenii au produs 1.450 de tone, pe care le-am achitat integral. Numai că cei de la Bacău zic, nu, trebuie să ne plătiți 5.000. Ce ar însemna treaba asta? Ar însemna ca noi să plătim servicii neefectuate. Am în birou situația. Vă spun cum ținem noi situația. Deci vine mașina de la Romprest, încarcă gunoiul din Dărmănești și cineva de la primărie, eu, doamna secretar sau domnul viceprimar, confirmăm acele cantități care au fost ridicate. Acele bonuri merg la groapa de gunoi și ni se întoarce cantitatea în tonă. În fiecare lună, la Dărmănești se produce 100 de tone, 120, 138, de exemplu, pentru luna octombrie am achitat 138 de tone. Ei, acele confirmări pe care noi le facem, le dăm și la plată. Eu, ca ordonator principal de credite, nu pot să plătesc servicii neefectuate. Și asta mi se cere. Bine, domnule, cât am zis noi că trebuia tu să plătești? 400 de tone, ca așa am zis dat de studiu, nu știu cui. 400 de tone? Cât ai plătit? 138. Păi vezi, plătește și diferența. Păi dacă mie mașina n-a venit și nu mi-a ridicat acel gunoi, cum să plătesc? Sigur că nu suntem noi în situația asta, numai noi, ci sunt 30 de localități. Avisul ține sus și tare, nu trebuie să achitați. Repet, am limitele mele ca ordonator principal de credite, care sunt consfințite prin acea hotărâre de Consiliu, care ați aprobat-o și a spus că plătim la tonă. Am plătit la tonă tot, nu avem niciun leu datorie. Cu toate astea să fac presiune ca noi, dumneavoastră Consiliul Local prin mine, să dați o hotărâre de Consiliu și să luați de la oameni bani mai mulți. Ținând cont de gradul de suportabilitate, pentru că noi am discutat acolo gradul de suportabilitate, nu întreabă nimeni oamenii ăștia au de unde să plătească, pentru că la ora asta doar 60% din cetățenii din Dărmănești și-au achitat serviciul de gunoi pentru 2017. Restul 40% nu, pentru că nu au din ce să plătească. Efectiv, nu au din ce să plătească. Și atunci am întrebat, gradul de suportabilitate, nu țineți cont de gradul oamenilor, posibilitatea de a plăti, sigur că nu țin cont. După aceea, noi avem niște legi europene pe care suntem obligați să le respectăm. Una din reglementări intră în vigoare la 1 ianuarie 2018, care spune așa, cantitatea de gunoi trebuie să scadă în 2018 cu 15%. Orice tonă pe care noi o producem, de exemplu în 2017, până acum avem 1100 de tone, da? Până acum avem 1150 de tone care le-am produs. Anul viitor trebuie să avem cu 15% mai puțin. Orice tonă pe care eu o produc în plus și nu mă încadrez în 15%, înseamnă că mai dau 200 de lei la fondul de mediu. Adică dacă noi avem 100 de tone în plus, mai dăm 200 de tone și așa mai departe. Și am solicitat Avisului și în ședința comună ca să se treacă de la taxa pe persoană ipotetică, da, la cantitatea de tone. Dom'le, cât am plătit, cât am produs, atât am plătit. Mai mult decât atât, legea 166, care a apărut în iulie 2017, dată de Guvernul României, spune așa. Autoritatea publică locală, adică Consiliul Local, este obligat să ia taxă de la cetățenii din raza localității, la cât gunoi se produce. Pe principiu plătește cât arunci, cât produci, da? Adică vine și legea 166 și ne spune că noi suntem obligați să ținem cont când facem acea taxă de cetățeni, cât noi producem, produc oamenii ăștia. Există acolo, la nivel de Avis Bacău, o meternă și, sincer, dacă ar fi fost numai Dărmănești în situația asta, credeam că avem noi o problemă. Dar atâta timp cât 30 de primării sunt în situația de a nu avea de unde să achite sau de a nu achita niște servicii ilegale, 30 de primării, da, înseamnă că cei de acolo nu vor să înțeleagă. Efectiv, merg pe ideea de a jumuli oameni.
Ce facem în situația asta? Pentru că noi ne-am adresat, v-am mai spus odată, ne-am adresat în instanță, am câștigat la Tribunalul București ordonanță președențială, executorie, care obligă Romprestul să ne ridice gunoiul. Cu toate astea, Romprestul n-a pus să vină. Este penal, e o chestie penală, doamna secretar știe mai bine, ne-am adresat Tribunalul Numărului, le-a făcut dosare penale la aia și au zis, nu vrem să ridicăm. Și ce dacă ne face penal, nu vrem să ridicăm. Da, trebuie să ieșim în situația asta, că este o situație foarte dificilă. Noi nu avem posibilitatea să închiriem un utilaj, o mașină, pentru că Romprestul este, are monopol, este singurul autorizat. Și la discuția cu ministrul, cu șeful gărzii de mediu pe țară, cu șeful agenției de mediu, le-am cerut ca legislația să se modifice în sensul în care, domnule, ăla nu vrea să mai ridice, operatorul nu vrea să mai ridice gunoiul, dă posibilitatea Consiliului Local să încheie un alt contract din serviciul electronic de achiziții publice cu altă persoană să care nu. Ei, legea este exclusivistă, este monopol. Mai clar s-a făcut acea lege în așa fel încât numai unii să aibă drept. Eu cred că săptămâna viitoare vom întruni Comitetul Local pentru Situații de Urgență și vom solicita prefectului să dea disfavorabil pentru declanșarea stării de alertă. Că nu putem sta așa. Suntem e vremea mai rece, dar suntem pasivi să declanșeze niște epidemii. Da? Și oamenii solicită în continuare să găsim niște rezolvări. V-am spus, am parcurs etapele toate și cu justiția și cu... Da, trebuie găsit o soluție și undeva trebuie ceva care să întâmplă. Ori acceptăm să facem plăți așa cum dorește avisul, dar eu vă spun că nu o să fac, nu o să fiu de acord ca eu să plătesc servicii neefectuate. Și cea mai frumoasă treabă, să știți, în luna februarie 2017, știți că am avut serviciu suspendat. Cantitatea de gunoi și vă spun pe hârtii, ridicată de la Dărmănești, zero, iar de plată pentru luna februarie avem 77.000 de lei. Adică este o bătaie de joc. N-am întâlnit în țară. Moinești ce face? Și în aceeași situație sunt și cei de la Moinești. Și-au strâns, gunoi undeva, ei au o stație de, sortare. S-au blocat și la stația pentru numai unde să mai ducă. E destul de... Să știți că am venit de la Ministerul de Interne la întâlnirea cu vicepremierul, au secretar de stat din Ministerul de Interne, din Ministerul Dezvoltării, din Ministerul Fondurilor Europene. Toți dădeau din nume pentru că legislația a fost în așa fel gândită cu ceva ani în urmă, încât acel operator are toate drepturile, iar cetățeanul niciun. Deci, dacă vă uitați în legislația românească, cetățeanul nu are niciun drept. Singurul lui drept este să tacă și să-și achite. Și noi nu găsim nicio soluție de o groapă de deci, vă mai spun ceva și o să... Da, vă mai spun ceva, chiar o să fie de... noi am trimis mașina primăriei și am strâns de la container de la bloc. Pentru lucrul ăsta a venit Garda de Mediu și ne-a dat 2.500 de lei amendă pentru că nu suntem autorizați să strângem gunoi. Adică vă dați seama ce țară... Da. Deci ne-am dus cu mașina și am strâns gunoi, unde am strâns noi. Deci ne-a dat 15.000 sau cât. Dacă nu era achitat. Dacă nu era 150 de milioane amendă și dacă nu plăteam în 24, în 48 de ore, jumătate din minim, adică 2.500. Și am întrebat, domnul drag, Garda de Mediu, pentru ce ne-ai dat amendă? Domnule, n-ai voie să strângi gunoi din oameni. Dacă mergeți în altă parte, 50.000 de lei ești la primar. Da, 50, iar dacă eu iau gunoiul și mă duc cu el, am 50.000 de lei amendă. Deci trăim într-o țară, nu vă puteți. Operatorul nu vine să-mi ridice gunoiul, da? Dacă eu mă duc să-l strâng, îmi dă amendă că n-am voie să-l strâng. Deci, cred că există și varianta de a ne ridica toți într-o zi și de a ne duce în fața Consiliului Județean. Și cred că asta la protesta nu se poate. Cu saci în spate, cu saci, nu instig la grevă sau așa, dar nu se poate. Adică peste tot pe unde m-am dus, mi s-a spus, nu domne, trebuie să forțezi oamenii să... Păi trăim ca pe vremea turcilor, când veneau aia și luau birul. Nu se poate așa ceva. Eu atâta timp cât voi fi aici, nu voi accepta acest sistem. Mă opresc.
următorul coleg. Stați puțin, pentru că mai aveți ceva cu un drum și aici drumul de la Brătulești. O secundă, vă rog, o secundă, vă rog. Da. Aceeași poveste mă doare și pe mine în strada Răchitiș, în șosee, lungi și primăverii. Dacă aș fi fost undeva la 1 martie, cu siguranță vă făceam niște promisiuni. La acest moment nu cred că vom putea face intervenții pe drumuri și vă spun că anul ăsta am intervenit de nu știu câte ori pe străzile astea. În primul rând, de ce nu cred că putem interveni? În primul rând, vremea nu ne permite și aruncând niște piatră spartă într-o groapă, nu cred că ne zopăm, pentru că e apă nu se poate ce e acolo. În al doilea rând, trebuie să văd și ce resurse financiare mai avem pentru... Cea mai mare problemă a noastră, și am uitat să vă spun aici, este rețeaua de apă potabilă. Să știți că am intervenit în luna trecută pe strada Șipotului, am intervenit în Brătulești, în Triaj, pentru că anul trecut am avut 26 de străzi pe care apa a înghețat. Pentru că acea conductă de apă este la 30 de centimetri băgat. Și am intervenit și am săpat din nou acele șanțuri, da? Și chiar am putea să vă spun, Triajul, zicem noi că am rezolvat, în Brătulești am făcut niște inele, am făcut niște extindere și pe străzile alea unde săpăm, venim cu niște sod ca să le facem. Și asta este prioritate și zilele următoare, dacă nu îngheață. Am făcut și pe... Da, am discutat, va intra în etapa a doua de finanțare. Dar acum lucrăm pe străzile care fie au înghețat din cauza lucrării făcute prost în anii anteriori, sau au făcut acele extinderi unde chiar nu era și inele de închidere. Da? Deci, vă spun, la momentul ăsta cred că am mai mult de 500. Nu, cred că cam un kilometru de stradă a fost săpat, per total, săpat, venit cu conductă nouă, făcut branșamentele, că și branșamentele a făcut din banii noștri la oameni, ca să nu mai înghețe. Și pe asta mă axez în culturale, nu cred că am reușit să intervenim pe străzile astea să mai punem chiar. Bun, deci pentru străzile astea așteptăm la primăvară. Domnul Despa, poftiți. Ce cu parcarea din fața complexului comercial din Dărmănești? Pentru că nu e terenul nostru acolo, dar parcarea este făcută la apă. Intrarea mai ales în parcare, ieșirea. Stau mașinile, scuzați expresia, ca într-un scrot acolo. Nu știu, poate să ieși din comparterea, ai poți să ieși din parcarea din fața complexului comercial, care vine de ce de terenul ăla, este al nostru. În primul rând, eu vă spun cum se poate. În primul rând, fiecare dintre noi sau cei care folosim acea parcare, să fie civilizați. Că dacă noi tragem mașina și blocăm pe ăilalți din față, n-am rezolvat problema. Sigur că acea parcare are o cale de acces de 8 metri lățime. Și am ținut cont când am făcut acel trotuar de 8 metri, ca să poată să intre în acea parcare. Da? Legat de a doua ieșire din parcare, cu siguranță nu va fi, pentru că, spuneam mai devreme, s-a făcut un studiu de trafic aprobat de autoritățile competente. Și în zona intersecțiilor nu avem voie să avem ieșiri din parcare și tot felul de povești de genul ăsta, pentru că e regimul intersecției, mai ales sens giratorul și cea de cei care folosesc acea parcare, trebuie să înțeleagă, în primul rând, ea va fi anul viitor. Vedem, cădem de comun acord cu proprietarul, dacă o avem. Noi o amenajăm altfel, dar e o parcare privată, ea cooperației și omul face ce vrea în parcarea. Poate mâine să o închidă și să nu mai dea voie deloc să intre acolo. Dar dacă va deveni proprietatea primăriei, vom amenaja acolo o parcare frumos gândită, în așa fel încât să fie și defluirea asigurată. Dar mai o chestie acolo, chiar s-a făcut în parcare, unde e trecerea de pietoni. Eu înțeleg, e trece de pietoni ca să fie accesibil pe care îl vorba. Din nefericire, nu mă întreb, m-au luat permisul accidor, virează la stânga sau vine de pe care de rulare și intră parcare. Eram în farmacie, vreo trei mașini, una după alta, trotuarul este destul de înalt și câțiva, cred că au bucă la serviciu treabă. Să știți că avem soluții. Pentru fiecare neregulă, în Dărmănești s-a circulat anapoda și fiecare a circulat cum a avut și cum mi s-a părut lui că... Dar au fost, dacă o să vă uitați, au fost montate niște indicatoare cu oprirea interzisă,
cu parcarea interzisă. Uitați-vă în zona respectivă. Cred că astăzi au finalizat băieții demontat indicatoarele astea și timp de 2 săptămâni, de 3 săptămâni de când s-a marcat sensul giratoriu, Poliția Locală de Românești a mers pe componenta de prevenire și nu a dat amenzi. Și le-a spus oamenii, domnule, vezi că nu ai voie să oprești aici. Vezi că într-o săptămână, două, să apare indicatoare și după aceea îți dau amenzi. De mâine începând sau de luni, să zic așa, partea asta de îndrumare nu va mai fi. Ci cel care a parcat aici sau a făcut o, știu, ilegalitate și organul anchetator constată, va suporta amenzi. Iar trebuie să ne eu știu, să înțelegem și să intrăm în legalitate. Nu putem parca unde vrem, nu putem opri unde. Da, avem și cetățeni care nu au mașini și au venit la mine și mi-au spus, doamne, am nevoie de treceri de pietoni. Avem copii care ies de la școală, avem nevoie de treceri. Pe dacă în jurul trecerii de pietoni sunt parcate mașini și în față și în spate, ăla micul trece săracul pe trecerea pietoni, dar vine alt conducător auto și se întâmplă o nenorocire. De-aia, în zona acelor treceri de pietoni, cu siguranță, legislația are reglementări foarte clare. Așa că ultima problemă, adică deși am lăsat, a fost faza de teren a amenajamentului silvic. Da. Mă interesează dacă a fost editat acest amenajament. Da, se lucrează săptămâna asta, chiar astăzi sau ieri. Ieri am avut o întâlnire cu firma care face amenajamentul silvic. Este în fază destul de avansată. Până la sfârșitul anului trebuie să închide acest proiect. Din ce am discutat noi acolo, probleme nu sunt deosebite. Am găsit niște zone care nu erau prinse în vechiul amenajament, au fost prinse. Deci, asta, da, au fost deci, prinse acele. În momentul în care este editat amenajamentul, în care sunt toate datele pe admisiunea noastră, da. Aș vrea ca cel care se ocupă în primărie pe această problemă cu fondul forestier, problema cu cineva cu primărie Dumnezeu, să le facă o situație comparativă pe amenajament. Ce a fost și cu cele? Inclusiv și toate țele. Mă interesează să fim informații vis-a-vis de tăierile principale, secundare, tăierile speciale de conservare, să vedem cum mai evolua. Da. Deci, spun chestia asta, vreau să vedeți o diferență între un amenajament făcut bai de capul lui, mă refer cel, la ultimul. Cel vechi. Cel vechi, cu cel care s-a făcut acum. Eu am trecut, prin zonă și am văzut cum se face. Și s-a lucrat cu simțul răspunderii, care a rămas uimit. Se pot câștiga bani, vor veni bani la mântul local, din planificarea și perioada vânzării masele noastre. Eu spuneam mai devreme, îmi doresc foarte mult să facem planul urbanistic general, să-l avem de tot în pulie. Acum închidem cu amenajamentul silvic și nu mai planul, ci facem și cadastrarea întregii suprafețe de vegetație forestiere pe care o avem noi. Și este un lucru foarte important, pentru că la acest moment nu știm exact câte hectare de pădure are primăria, în urma acestei cadastrări vom ști la virgulă. Bine, vom ști la amenajament, vom ști. O știm, la dar fiind și cadastrată, fiind și cadastrată, nu avem niciun fel de culimite, fiind foarte, foarte bine pus în practică, după care vom face cadastrarea pășunii. Deci anul viitor vom cadastra și pășunea, tot ce are proprietate primăria, trebuie fie domeniul public, fie domeniul privat, trebuie să fie foarte bine. Dar trebuie să fie o diferență. Nu știu, vom vedea, da, vom vedea ce... Exact, de asta întreb, eu sunt convins, va fi o diferență. Da, eu, să știți că am văzut că anumite lucruri intenționate erau ținute așa, într-o ceață, în așa fel încât să nu poți spune cu exactitate că la momentul de astăzi avem atâtea hectare de pădure, atâtea hectare de pășune, ce bunuri are primăria asta, deci era un fel de ceață, ba mare, ba n-are, dar acum facem mult. Sigur că avea 437, de zic că se duce la 600. Cadastrarea pădurii este un prim răspuns pe care îl vom primi. Înseamnă că ai dat un componență de stat. Nu, vom vedea. Mai sunt și eu. Domnul Caru. Haideți că avem și 3 minute. Nu, păstăm pe care ceva cu mine astea și nu numai așa, și văd o contrazice. Haideți, vă rog, mai vă rog, domnul Caru. În urma discuțiilor cu mai mulți cetățeni din cartierul Brăturești, speciatul Valea Muzului, propun ca cu prioritate să trecem pe Brăturești, de pe Valea Muzului, pentru că de acolo, dacă e să stăm măcar 2 minute, numai 2 minute, observăm că e o pistă de lansare. Adică?
Acolo e o viteză extraordinară. E vorba de intrare la pod, pe pod aici? Nu, nu, nu. La bifurcația Bățurești cu Careuzului. Da. Să nu mai vorbim de faptul că e și trecere pietonă. Da, era să fii lovit o bătrână. Noroc a trecut câine în fața ei. Ele nu mai au șansă, s-a dus. Băbuța la câțiva centimetri, mai avea puțin și o plimba și chiar bot mașină. Da, eu... Viteză foarte mare și sunt mult trecere pietonă. Cunosc starea un pic mai, să zic așa, mai tensionată, în primul rând, a ta, legat de comunitatea de rom. În al doilea rând, starea tensionată care a fost acolo în comunitate. Ce pot eu să vă spun? Cred că în primăvara anului viitor, în zona trecerilor de pietoni, vom monta acele cocoașe care vor limita. Da. Repet, în zona la care tu faci referire, noi avem niște camere de pictură la care poliția orașului Dărmănești are acces. Și am rugat în zona asfaltată, în zona aia, da? Și am rugat poliția Dărmănești și o să-i transmit din nou domnului Marea, de a face acolo filtre și de a constata, domnule, dacă eu merg cu viteză sau cine merge, indiferent ce culoare are și ce nație, se ia măsuri, pentru că la fel se circulă și pe chinie, să știți, și pe chinie se circulă cu viteză, la fel se circulă și pe Buciumului. Există o tendință mai, așa, mai de... Dar din fericire nu am avut niciun accident de circulație pe acest deci, eu pot să iau măsuri în sensul de a pune limitări și avem indicatoare cu 50 la oră, avem indicatoarele alea, de a pune acele cumpașe și de a poliția să-și facă treaba în sensul de a le lua permisul, dacă merg cu viteză. Nu știu cât. Am văzut polițiști care băteau obrazul din trusului că ai viteza cam mare, nu ți-i rușine. Atât. Mă rog. Da, atât. Dar deja cred că e un risc foarte mare. V-am spus, noi avem niște probleme ca și cetățeni. Dacă e drumul rău, urlăm toți că e drumul rău, dacă la asfaltat facem viteză și urlăm că rupem, oricum tot bine nu e. Eu cred că fiecare autoritate trebuie să-și facă treaba. Poliția să-și facă treaba și să vină cu radar acolo și să ia jumate din permisele celor din Dărmănești, după aceea o să meargă inclusiv eu, dacă văd pe drumul liber și bun merg. Da, foarte bine, valabil pentru toți, nu neapărat pentru o anumită categorie. Dar propunerea pe care mi-a făcut-o de a schimba drumul cu prioritate ar fi o idee. Pentru că te obligă măcar acolo să încetinească. Să fie un stop sau o cetinească. Adică să aibă prioritate cel care vine de la biserică. Da, exact. Pentru că pe partea asta rață nu e chiar așa mare viteză. Eu vă mai spun ceva. Sunt și domnul colonel Roman poate să ne confirme. Când se stabilesc regulile la poliție, că poliția circulație, Bacău dă avizul, se ține cont de nivelul drumului. Acel drum Valea Uzului face legătura până la Sărături și cred că ca și prioritate... Arteria principală. Arteria principală și... Da, dar eu nu mă pronunț că nu sunt specialist, pot să fac o solicitare în sensul ăsta și să vedem ce ni se răspunde. Da, și indicatorile. Noi când punem un indicator în localitate, nu facem de capul nostru. Noi cerem, facem un proiect, îl transmitem la județ, la Poliția Județeană Circulație, da? Și primim un aviz favorabil sau nu, în anumite zone îmi se recomandă. Nu va rog un studiu, sigur se face un studiu, sigur e perfect. Și atunci vine și spune foarte clar, uite, așa trebuie să faci. Iar noi ne conformăm, vin eu și montez semne pe unde vreau. Da. 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 Mai aveți? Mai aveți, domnul Carlo? Mulțumim, domnul Petrici. Dar eu iau o analiză și să vedem să schimbăm. Domnul Mara, totodată am venit de aprovizionare cu apă. De la noi, de la Pădureți, la dealul la Muntinii. Extindere, nu s-a cerut. Nu, nu vă s-a apă de rupă de iarnă. Deci, am spus atât de la ședință. Deci, mai ales cu drumul de gulem, deci s-au bătut, s-au vărmătat, au rămas fără apă. Deci, s-au bătut. Dar a înghețat acolo sau s-au bătut? Înghețat total, pe la deal. Deci, de la Pădureți, unde spre... De la Pădureți, la deal, la Pădureți. Acolo, spre... Da, nu simt, da. Tot e praf. Nu a avut apa să iau. Da. Haideți să vezi că m-am văzut. Până acolo i-a spus domnul Buzatu cineva la un magazin acolo și l-a luat pe de acolo. Să cer cu Starfarul punct de vedere, să vedem ce e acolo. Altă problemă. Revin. Da. Drumul până la Borș, unde ele n-au mașină, nu au nimic. Vă rog, bărțele, măcar, măcar balastul de la Borș acolo, e 50 metri, de la Borș, și după aceea măcar să reduce
bălțile alea. Uitați-vă, mă duce și să vedem cum... Chiar vă rog, nu vă zic voi. E un noroi teribil, nu mai. Altă problemă aici la Stoica. A murit cineva azi un robat. Nu puteți să meargă pe drumul ăla până la Bianchim Tiță, în deal. Așa, straversele de alea s-au mâncat. Deci piatra, bălasă și a rămas și nu putem merge decât în spate cu ea. Mor. Pentru pus balastră nu trebuie grigură. Măcar tot... Dar când e apa, nu spală iar. Măcar cât de cât, că dacă de cât așa, deci, săptămâna viitoare, mai la pat, asta, scapă și piciorul. Săptămâna viitoare, dacă nu ninge și nu da, dați da, așa, trebuie să intervenim la... Iar aici, la capul, vine ulița aceea, aici, crede-ne cu rău, aici a făcut un șanță de dirijare a apii de care vin de la izvase, dirijat de vreo. Deci, cât de cât pus acolo, ridica ceva, s-a pus o vară. De tot, de când două și după gata de un apă acolo și apa se scurge. Nu mai ia de acolo, de acolo vine până la bord și degeaba până ne balasă. Vă ia de aici, de la biserică, la biserică și o ia până la strațigam. Deci tot drumul ăla, cum așa, la apa de aici, nu ți s-a lună de pe la bord. Dacă luni, pentru un șans de mai bine. Zăvadă și putem interveni. Sunt de până la acolo, ce la mic. Ce mai fie acolo, mai bine, dar măcar acolo, copii, da. Da. Mulțumim, dacă mai dorește cineva. Mulțumim pentru participare.